2, 10. Bună seara! Bine ați venit la Cafeneaua Complexității din această seară. În lipsa președintelui nostru, domnul Florin Munteanu, care astăzi a fost, să spunem, furat din spațiul ăsta de evenimente personale, revine mie onoarea și plăcerea să găzduiesc, să spunem, începutul evenimentului și să vi-l prezint pe invitatul nostru în această seară, domnul Daniel Poenaru, profesor asociat la Nanyang Technology University din Singapore. Vorbește totuși română și are ochi românești, pentru că e român, de fapt, și după nume. Și explorând opțiuni de prezentare posibile, am decis să mergem mai mult pe zona asta a istoriei personale decât pe zona tehnologică în care este implicat. Dar dacă la sfârșit sunt sau rămâne un spațiu de timp și există interesul, putem intra bine în subiectul și în microelectronic, mechanical, nu? Dar nu cred că o să avem timp. Doar așa, măcar să prezentăm. Nu ca prezentare, dar măcar ca întrebări, ca dacă există interes pentru zona de microelectronică, putem intra și în ea, doar că e rezervă, ca să spunem așa, la subiectul principal, care este o epopee interesantă, cred eu, în zona culturilor vestice și estice, a experienței din această perspectivă a pelegrinării între vest și est, trecând prin România din când în când, nu? Da. Da. Și astea fiind spuse, microfonul și scena și prezentarea sunt predate pe zonă, așa succes. Mulțumesc pentru introducere și vă mulțumesc pentru participare, bine ați venit. O să stau jos totuși, ca să pot să am acces mai ușor la laptop. Deci, titlul care l-am pus eu e un pic diferit decât cel care a fost pus pe website. Acolo a zis Cotisul ceva cu epopee. Mi s-a părut un pic cam melodramatic, adică epopee sună un pic așa prea legendar, adică nu sunt nici ca Ulisese, n-am inventat niciun cal troian. Nu m-au ispitit nici sirenele, nici calipsele, aș fi făcut eu, dar nu am zis nimeni în peștera ei să stau acolo și nici nu m-am venit acasă să mă răzbun pe nimeni. Deci, dar și oricum am zis că nu e chiar epopee, adică să nu credeți că vorba aia e o pisică care se dă leu, mai ales că nu am nici coamă, deci nu se pune problemă. Deci povestea începe cu doctoratul meu, care, după cum să vede. Sper că se vede, da? Deci nu scade contrastul de la reflectare. Deci, în 1991 am avut eu șansa să încep doctoratul. Eu am absolvit Facultatea de Electronică și Telecomunicații în 89. Deci am fost chiar ultima generație de absolvenți dinainte de Revoluție. Și cum am ajuns la acest doctorat? Pentru că cel care o să-l vedeți mai acolo a fost, era conducătorul grupului din laboratorul unde am ajuns eu, a trimis mai multe scrisori în Europa de răsărit. Pentru că ei, la momentul acela, aveau multe proiecte. Și două au ajuns întâmplător la cei care erau următorii noștri, deci i-am
fost nu numai eu, ci și un alt coleg, Crețu Edmond, care acum e în Canada. Noi ne făceam proiectul, deci profesorul nostru Andrei Szilard, Dumnezeu să-l ierte, a lăsat de mult. El era conducătorul nostru de proiect, dar practic încerca să facem niște dispozitive la, iarăși, acum defunctul ICC. Și domnul Ioan Pavelescu era îndrumătorul nostru acolo pe teren, ca să zic așa. Și amândoi au primit această scrisoare prin care zicea, domnule, că acum a căzut zidul Berlinului, nu mai e, iarăși, tensiunea est-vest, hai să închegăm din nou punțile dintre estul și vestul Europei, la la, dacă nu vreți pe cineva de nivel bun pentru cursă la doctorat. Și amândoi m-au propus pe mine, pentru că era și un pic cam ambiguă scrisoarea, pentru că inițial eu vorbeam de două proiecte, ca după la sfârșit să zic că propuneți mai un singur om. Și atunci, întrucât ei s-au referit în legătură cu acel proiect menționat acolo specific, era vorba ceva legat de tehnologie. Și eu cu prietenul meu ne împărțisem foarte clar. Eu făceam tehnologie, el făcea partea teoretică și de simulare. Și atunci, deci, am zis, domnule, pe tehnologie te duci tu, că tu ești pe arătura asta, el e pe partea altă, îl tragi pe el, după ce te înșurubezi tu acolo după un an, doi, îl aduci și pe el. Și atunci am propus pe mine și au început iarăși un schimb de scrisori, mai zine, dă-ne CV, dă-ne și listă de asta, fă și legalizări, hai vină și la interviu. De fapt, aici e mică greșeală, nu e la Burgas. Mi-am adus aminte după aceea la Sozopol, a fost în Bulgaria. Dar și asta a fost o mini epopee, a trebuit să împrumut bani, că nu aveam dolari pe vremea, a trebuit să găsesc bani, că se plătea în dolari pe vremea biletul de tren. Am fost cu Orient Expressul, care eram eu singur pe jumătate de tren și cealaltă jumătate era plin de țigani. Și când ne-am dat jos la graniță, la Varna, efectiv îi împingeau, parcă erau la miliție, împingeau, hai de-o mici. Și când m-a văzut, nu m-a pus deoparte. Și mi-aș tampilat pașaportul meu. Eu știam și un pic bulgărește. Ca toată lumea, pe vremea, mă uitam la televizor și pentru când am făcut rusa la școală, am prins bulgărește. Și am vorbit cu ei. Am fost la interviu, am făcut cunoștință, probabil că le-am făcut o impresie bună și, iarăși, problema a fost cu de bani. Că nu aveam bani de bilet de avion și asta s-a aranjat până la urmă. Și am ajuns acolo. O definiție care probabil că pe unii o să lase mască. Ce e Olanda? Asta e definiție care a dat-o un coleg al nostru la doctorat, un sârb, Michi. Olanda e țara în care nu contează cum dai colțul, vântul totdeauna îți bate de față. Și mai și plouă, adică plouă acolo cu găleata, da? Și mi s-a părut foarte, o țin minte, era și un băiat de nota 11. Și unde ajunge, deci nu știu dacă se vede bulinuța asta roșie, deci este exact între Haga, Den Haag, și Rotterdam. De asta am făcut zoom-ul ăsta și am pus Haga în râncuța asta să se vadă orășelul delta. Aici aveți o viziune mai panoramică, o parte bună din orășelul, poate e mai mult centru vechi, că se extinde mult, bineînțeles, nu se vede chiar tot. Dar se ved cele două mari biserici vechi, Oudekerk, care era chiar veche, deci e din secolul XII clădită, Nieuwekerk e mai tinerică, e din secolul XVII. Și asta e clădirea unde am activat eu și pe care să o vedeți, uite aici. Deci avea 21, unde n-am și uitat, 21 sau 23 de etaje și noi eram la etajul 13, numărul 1 oricum. Deci, dânsul, profesorul Simon Wiedenbuck a fost cel care a trimis scrisurile de care am spus eu. El era conducătorul întregului, deci el era un manager de manager, ca să mai explic așa. Deci el era șeful grupului și el, de fapt, coordona profesorii din grup. Și el trimisese scrisurile respective. La vremea respectivă, dânsul era editor-in-chief la jurnal științific Senses and Actuators. Dacă lucrați în electronică, probabil că sunteți familiarizați. De fapt, jurnalele, că sunt două, unul A și B, unul chimie, biochimie și unul sensor fizic și mecanici. Supervizorul meu, deci, a fost Reinhard Wolfermutter, dar nu am avut o relație, să zic, foarte ușoară întotdeauna cu el,